Aș vrea să mă ajutați să citesc un verset care este scris în Efeseni, capitolul 4, versetul 5, dacă se poate afișa, să-l și vedeți și să îl spunem împreună. Haideți, reușim astăzi? Este? ah, puteți să faceți mai bine ca asta. Haideți să încercăm din nou. Este? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dumnezeu să binecuvinteze Rema Worship. Este un singur domn și o singură, și o singură credință. O singură credință, nu sunt mai multe. Dacă ai venit aici și ți se pare ciudat versetul ăsta, sau ți se pare că este luat din context, vreau să spun că este un singur domn, numele lui este, am cântat mai devreme, spuneți voi, Isus. Și o singură credință. Nu baptistă, nu penticostală, nu ortodoxă, nu catolică. Este o singură credință. Asta spune Pavel. Cu alte cuvinte, toți cei care îi spun lui Isus Domn au o singură credință. Pentru că este o singură biserică. Nu Rema, nu Metropolia, nu altele. Nu, este o singură biserică. Biserica Domnului Isus Hristos. Și toți cei care fac parte în această biserică să spună amin. Dar nu știu dacă ai stat vreodată sincer să te întrebi ce crezi tu cu adevărat. Nu ce au spus părinții să crezi. Nu ce ai ajuns tu să crezi pentru că alții te-au influențat să crezi. Nici măcar nu în ce este bine să crezi. Nu în ce este tradițional să crezi. Trăim în mijlocul unui popor unde tradiția este pusă mai sus ca Scriptura. Nu, dacă ai stat vreodată să te întrebi, băi, ce cred eu cu adevărat? În ce crezi tu? Mă uitam zilele astea cu soția la un documentar despre un foc teribil în 2018 în California de Nord. Uh, un foc care a distrus complet o localitate care se numea Paradise, Paradisul. Superbă, în mijlocul unei păduri. Focul, în jumătate de zi, a distrus complet localitatea respectivă, unde erau în jur de 200.000 de oameni. Complet. Peste 70 de oameni au murit, arși, în casele lor. La un moment dat, pentru că totul s-a desfășurat enorm de repede. Întreva Între 8 și 10, era ars aproape 80% din localitate. Vă dați seama, în două ore au trebuit să evacueze peste 200.000 de oameni, bătrâni, invalizi, copiii care erau la școli. La un moment dat, pentru că se blocaseră toate străzile. În intersecția cea mai mare a orașului, pompierii și poliția au ieșit și au început să scoată oamenii din mașini. Și au spus, dacă rămâneți aici, muriți. Focul venea din toate părțile. Și au zis, singura șansă este să mergem toți, erau poate mii de oameni acolo, să ne punem în mijlocul parcării de beton, de asfalt, și să ne acoperim cu pături ude. Asta a fost singura șansă ca să supraviețuiască. Și îi lua interviu unui femei care avea, cred că avea trei sau patru copii și povestea așa șocul cel mai mare este că dimineața l-am trezit normal și am ajuns aici în mijlocul parcării cu focul în jur, pe lângă era o stație de benzină care exploda, niște butelii de propan care explodau, era iadul pe pământ. Și a zis, singura șansă a fost să-mi țin copiii, să mă învelesc cu pătrua și să ne punem pe burtă. Și în momentul ăla m-am rugat. Pentru că era singurul lucru pe care îl mai puteam face. Am vrut să spun ceva, când îți merge binișor, nu spre prea vine să te rogi. Credința adevărată, ceea ce crezi tu cu adevărat, ceea ce te definește, iese la suprafață în criză. Pentru că atunci arată foarte bine în cine te încrezi tu. Au fiți atenți, generația Z, în vremurile noastre, se propagă mai peste tot. Netflix, Insta, TikTok, că ceea ce crezi tu are valoare și credința ta trebuie să fie adevărată. Și orice credință este validă și este gata de primit și de îmbrățișat. Hm, cât de falsă este premiza asta? Că toate credințele sunt bune, că fiecare dintre noi putem avea adevărul nostru. Ați auzit asta? Bă, dacă e adevărul tău și dacă te face să te simți bine, înseamnă că este o credință bună. Odinioară se spunea, prin secolul XIX, zice, toate drumurile duc la Roma, prin urmare orice credință duce la Dumnezeu. Ma ori fi ducând în trecut toate drumurile la Roma, pentru că numai romanii au fost cei care au asfaltat și au, au, pus, au făcut străzi cum trebuie. Dar vreau să spun, că nu toate credințele duc la Dumnezeu. Iisus nu a spus, eu sunt una din căi, eu sunt un adevăr și eu sunt o altă viață. Învățătura lui Iisus a fost foarte exclusivistă. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni, spuneți toți nimeni, nu vine la Tatăl decât prin mine. Asta a spus Iisus. Știu că au încercat să ne-l arate, să ne-l portretizeze în filme și în cărți ca pe un flower power care iubește pe toată lumea și mai devreme a citit eu <gânghe> sebiu nostru ceva foarte important. Pe cel care dă fără să-i pară rău, spuneți voi, că îl iubește Dumnezeu. Aș putea trage concluzia că pe cel care nu dă cu inima bună, nu? Dar de ce punem noi de la noi acolo ceea ce n a scris Pavel? Ha? Realitatea este că învățătura este foarte exclusivistă, creștinismul este foarte exclusivist. Este o singură cale, un singur domn, o singură credință. Binecuvântat să fie domn. Unii astăzi cred că pot ajunge la starea de iluminare prin cunoștință. Se numeau în vechime gnostici. Prin gnoză, adică prin cunoaștere. gnosis este cunoaștere în greacă. Prin gnoză ajungi să cunoști mai mult. Și când ajungi să cunoști mai mult, cunoașterea aia te va mântui. Dacă citim cu atenție pe Pavel sau pe Ioan, amândoi lucrează împotriva acestui curent al gnozei. Aveau o mulțime de supercunoscători în biserici. Asta era o problemă majoră pe timpurile lor. Astăzi gnostice ăștia țin conferințe, nu vreau să le numesc, că nu vreau să dau nume, dar învață pe oameni că trebuie să cunoască, ha, îi spun că trebuie să cunoști Scriptura, ca să... și noi nu spune că nu-i bine, că asta facem și noi, învățăm Scriptura aici. Dar accentul nu trebuie să fie niciodată pe cunoaștere, pentru că cunoașterea în sine nu te mântuiește. Și știi foarte bine pentru că ultimul păcat pe care l-ai făcut, nu l-ai făcut din necunoștință, ci l-ai făcut din neascultare. Nu spune amin că te dai de gol. Dar asta e realitatea. Trăim o vreme în care toți oamenii știu Evanghelia, majoritatea știu ce înseamnă alb și negru, bine sau rău. Așa că nu din lipsa cunoașterii păcătuim, ci din lipsa credinței adevărate. de despre asta vreau să vorbim astăzi. Sunt multe feluri de credință. Cunoașterea e bună, dar cum am spus, nu mântuiește pe nimeni. Unii au credință în reîncarnare. Ați auzit -o pe asta, nu? E o idee foarte bună, să știți. E buricică. Adică dacă doai în bar aici, mai ai o șansă după, te reîncarnezi în altceva. Încă n-am auzit de aia care se reîncarnează în gândaj de bucătărie. N-am auzit. Am auzit că primești șanse cu vulturi, lei, Napoleon, Maica Tereza, nu știu, de ăștia mari. Dar nimeni n am auzit să se reîncarneze într-un gândac de bucătărie. Asta n-am auzit. Um, ei spun, ai două, trei șanse până ajungi la starea aia în Nirvana. Starea aia în Nirvana e, 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 e raiul când ești. Super luminat, ai înțeles de toate. Nirvana e un fel de rai cu marihuana și cu muzică reggae. Pentru cei care nu înțelegeți. Da? Alții cred că dacă fac voia lui Dumnezeu și dacă omoară pe cât mai mulți din ăia care nu cred ca ei, merg în rai și Allah îi primește acolo cu 72 de fecioare. Ați auzit-o pe aia? Mai nou, în, în limba originală care a fost scris Coranul, au găsit-o traducere și spune că cuvântul virgin acolo este tradus greșit. Înțelesul exact este stafidă. Dar dați seama aia care merg să omoară pentru 72 de stafide. Sau poate corect este virgine stafidite, nu știu, abarnam, zic și eu. Ce a scris Mohamed, numai el știe. Sunt tot felul de credințe și vreau să vă întreb. Astăzi trebuie fiecare să ne uităm în oglindă, să ne întrebăm, mă, oare o avem pe aia adevărată? Credința adevărată. În facultate, când făceam uh, rezidențiatul, eram la Socola aici, la numărul 7, aproape. Și era unul care în fiecare dimineață mergea și bărberea statuia cu un pieptăn. Avea spumă, îl lăsau, că omul nu făcea rău, numai bărberea o statuia acolo era. Altul credea că este Eminescu. Nimeni nu l-a contrazis niciodată. Credința lui l-a făcut să fie un poet genial, vă întreb eu pe voi. Când aveam așa vreo 16-17 ani și eu credeam că sunt rockstar. Mi-am luat bluși tăiați pe vremea acum blugi tăiați sunt la modă, pe vremea era dezastru să poți bluși tăiați. Am încercat să-mi lăs păr lung, mă ziceam, mai mea bă, dacă te tun prin somn. Mi-l puneam cu gel așa tot timpul după urechi să nu-l vadă mama că e mare. Mi-am luat MC și eu să fiu rocker. Chiar am închiriat un, un studio, am adunat ceva instrumentiști. Până la urmă mi-am dat seama că degeaba cred dacă nu sunt. Deci este important în ceea ce crezi. Dacă crezi ceva fals, mai devreme sau mai târziu, te vei întâlni cu adevărul. Unii astăzi cred bărbați că sunt femei și femei că sunt bărbați. Dar adevărul, credința asta lor nu schimbă adevărul, nu schimbă biologia. Ești ceea ce te-a făcut Dumnezeu să fii. Amin? Credința adevărată este cea care îți dă siguranța împăcării cu Dumnezeu. Pavel spune așa, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, cum? Spuneți voi. Prin credință. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Binecuvântat să fie numele său. Vorbeam cu cineva săptămâna trecută care provine din, dintr-un background uh, musulman, islamic, și povestea cât de extraordinar, cât de entuziasmantă este credința creștină, asta reală, și spuneam, ascultă, credința creștină nu este încă o credință. După islam, după budism, după zoroastru, după ce mai vrei, tu mai este și creștinismul. Nu! Creștinismul este singura credință care îți dă garanția mântuirii. Că și în islam trebuie să faci cinci pași și dacă împlinești o stâlpe aia, nu știi dacă îl prinzi pe Allah în ziua când ai murit într-o pasă bună. Că dacă nu l-ai prins în pasă bună, pac, s-a terminat. Creștinismul nu este încă o credință, este singura credință adevărată. Noi credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu. A venit în trup, a trăit perfect, a plătit pentru păcatele noastre, a fost crucificat, a fost pus în mormânt, dar a treia zi a înviat conform Bibliei binecuvântat să fie numele său. Noi credem că tot ceea ce se vede a fost făcut din ceea ce nu se vede. Noi credem că totul a fost creat, nu a fost accidentat. Ca așa spune ei, în câteva bilioane, miliarde de ani s-a accidentat și a ajuns totul perfect și în ordine. Noi credem că oamenii au fost creați să fie monogami. În cei care nu înțeleg cuvântul, adică cu o singură soție sau un singur soț până la sfârșitul vieții. Asta înseamnă mogul monogam. Și dacă nu ar fi fost așa, nu ar fi existat gelozie. De unde credeți că e gelozia? Este un comportament învățat? Nu. No. Există gelozie și la arborigeni? Că și acolo fiecare are soția lui. Există și în New York sau unde vreți voi. Am fost creați să fim monogami. Noi credem că toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de un mântuitor. Chiar și mama Domnului Isus, Maria. Și ea, că tot săptămâna asta am avut Maria Mare, Sfânta Maria unde se sărbătorește că a plecat dintre noi și nu, ea a avut nevoie de Isus ca mântuitor. Ea a crezut în Isus ca mântuitor. Isus a murit pentru toate păcatele a tuturor oamenilor care vor crede. Care vor crede. Acolo intră toți sfinții, inclusiv mama lui. Noi credem că Dumnezeu stă să vină curând. De asta ne adunăm aici, pentru că îl așteptăm și credem că vine curând. Noi credem că Dumnezeu are un plan cu fiecare om care s-a născut. De asta fiecare dintre voi, fiecare dintre noi, dintre cei care ne ascultă online, ascultați-mă bine, aveți valoare în ochiul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre voi. Dacă te simți nevalorificat, dacă te simți că nu ești ceea ce ar trebui să fii, trebuie să te apropii mai mult de Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu tine. Noi credem că lumea zace în cel rău, dar cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Asta este o credință adevărată. Clement din Alexandria, pentru că tot am vorbit de sfinți, ăștia au fost valoroși oameni deosebit pe care se merită să merită să-i citești, că îți deschizi și ție mintea, dar asta nu înseamnă că ei pot să pună un cuvânt acum pentru mine, că ei sunt toți în același loc și așteaptă venirea lui Hristos și așteaptă răpirea bisericii, că nu vom lua unul înaintea altuia, amin? Ăsta zice așa, credința este o anticipare voluntară. Foarte înțelept. Credința este o anticipare voluntară. Cu alte cuvinte, nu văd și nu știu, dar cred pentru că anticipez uitându-mă la ceea ce a făcut Dumnezeu deja. Credința este o anticipare voluntară. Vreau, vreau, bazându-mă pe ceea ce am văzut în istoria mea, bazându-mă pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile împlinite, vreau să cred și știi ceva, Dumnezeu te ajută să crezi până la capăt. Dar este o anticipare voluntară. Mulți ne luptăm cu credința, fiindcă gândim cu mintea firească și vrem să facem cu puterea noastră lucruri supranaturale, duhovnicești. Și nu merge. N-ai cum. De asta o mulțime obosesc și cad la un moment dat pe drum că încearcă cu puterea aceasta a cărnii, a firii, să facă lucruri duhovnicești, cum am auzit mai devreme de. de Sceva, de copiii lui Sceva. Ce s-a întâmplat când au vrut să scoată un demon cu puterea lor, cu formulele lor învățate, fără puterea care venea din ascultarea lui Dumnezeu. Oare cum arată credința adevărată? Astăzi trebuie să vorbim despre asta. Cum arată credința adevărată? În Ioan 20 cu 29 găsim pasajul acela extraordinar când Isus a arătat ucenicilor a doua oară, Toma era în sfârșit și el acolo, și Iisus merge direct la Toma și îi spune, fără să mai meargă pe lângă problemă, merge direct la problemă și îi spune, Toma dă degetul în coace, a dus mâna în coace, hai, pune mâna în rănile mele, vezi, vezi dacă, vezi dacă eu sunt. Și Toma îi spune acea declarație extraordinară, îi spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar Iisus îi spune așa, Tomo, pentru că mai văzut, ai crezut ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Haleluia! Și toți când auzim asta, ne identificăm cumva acolo, că zicem, băi, nici noi nu l-am văzut pe Iisus înviat, cu ochii ăștia. Dar Isus nu vorbea numai despre noi. Vorbea de noi, corect, dar nu vorbea numai despre noi. Isus vorbea și de înaintașii noștri. Știți că Tatăl nostru, Tatăl credinței, a fost, spuneți voi, Avram. Avram a fost tatăl credinței. De ce? Pentru că și ăsta a crezut fără să vadă. Asta e credința reală și o găsim scrisă în Roman, capitolul 4, versetul 19. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat, din nou vorbește despre vedere, ca o antiteză. Opusul credinței nu este necredința, ci este vederea. Întotdeauna Înțelegeți treaba asta. Asta este antiteza. Opusul credinței este vederea. De fiecare dată când cer să vezi, tu de fapt cer să fii necredincios. Da? Fiți atenți ce spune Pavel. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul lui care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, ci la, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a uitat la asta. Ci el s-a uitat la promisiunea lui Dumnezeu. A spus: Dacă Dumnezeul ăsta care m-a scos și m-a dus și mi a purtat de grijă promite, eu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta a fost credința adevărată în oameni buni. Credința care nu se vede. Și după asta Pavel continuă și spune: De aceea, credința aceasta i-a fost nesocotită. Cum? ca neprihănire. ăsta e tatăl nostru. Tatăl tuturor credincioșilor este Avram, care n-a văzut, dar a crezut. Care n-a simțit, dar a crezut. Asta este credința adevărată, care nu se bazează pe vedere. O credință care nu se bazează pe ceea ce știu, pe ceea ce simt, o credință care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Știu că ți e greu să iei o decizie de apropiere de Dumnezeu și ți e greu pentru că nu ai credință. Ți e greu pentru că a părăsi ceea ce știi, a renunța la ceea ce cunoști, a face acel prim pas din barcă este foarte, foarte greu. Dar ce trebuie să înțelegi este că atunci când Dumnezeu ne cheamă, trebuie să pășim în ciuda faptului că nu vedem nimic. Petru că a pășit în afară din barcă, a pășit prin credință. Și înțelegem că atunci când ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu, chiar dacă nu vedem, chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă pare extraordinar de greu, este, este ceea ce trebuie să facem. Voi credeți că... <laughs> Voi credeți că Avram nu a fost luat în râs de cei din jurul lui? Siguranță. Nu scrie asta acolo. Pentru că Biblia nu este o carte escaustivă. Nu scrie ce tot. Că nu are cum. Scrie undeva că dacă ar fi scris aici toate minunile și toate cuvintele lui Isus, n-ar fi încăput în. To de ce? Pentru că n-ai cum să scrii într-un manuscris totul. Dar să vă spun ceva. Și sunt convins de asta. Avram a fost luat în râs de oamenii din jurul lui. Bă, de ce nu? iei și tu mai multe roabe. <laughs> să faci tu mulți copii cum fac ăștia. Încearcă și tu altfel. Nu? Dumnezeu a spus și eu cred. A, fii serios. Hai că dacă tu ai putea la 100 de ani, uite la nevasta care are 90. Nici măcar nu mai are cum fizic să facă copii. Toți l-au luat în râs. Oamenii râdeau pe la colțuri. Uite bă, la ăsta. Uite la ăsta. Dar Avram a crezut în ciuda vederii și în ciuda criticilor. Iosif, când a primit visul din partea lui Dumnezeu, care nu era doar un vis de noapte, ci era o viziune pentru viața lui și pentru poporul Israel. Când a spus fraților, a fost luat în râs. Și apoi îmblâns că l-au și vândut. Dar el a spus ceea ce a crezut că vine din partea lui Dumnezeu. Iosif a fost un tânăr care a crezut fără să vadă. Vă spun, în groapă, când te aruncă frații, dacă ai fost aruncat acolo știi despre ce vorbesc. Când te aruncă frații în groapă, nu vezi nimic decât zidul în fața ta. Și atunci trebuie să mergi prin credința în Dumnezeu, înțelegând că numai Dumnezeu te scoate de acolo. În temniță, când a fost băgat pentru o minciună, nevasta lui Potifar a zis că el de fapt s-a dat la ea, a ajuns acolo în întuneric, nu vedea nimic, dar a crezut în ciuda în ciuda oricălor oprești. Și apoi când frații lui au ajuns la picioarele lui, conform visului, viziunii pe care i a dat Dumnezeu, știi ce a spus el? Dumnezeu a făcut asta. Știi ce, ne sp ce îmi spune mie explicația aceasta fantastică a lui Iosif? Dumnezeu a făcut asta. Îmi spune că și în groapă, și în temniță, și când era vorbit de rău, și când era ultimul om, el credea lucrul ăsta. Dumnezeu face asta. Dumnezeu face asta. Când și mei l-a blestemat pe David și au vrut să-i tai capul fratelui Oab imediat, de să-i tai capul împărate, ăsta blesteamă pe împărat. Regele David, care îmi place așa de mult, un om după inima lui Dumnezeu îi spune, mă, bagă sabia înapoi dacă Dumnezeu l-a pus să facă asta. Vedeți? O credință adevărată este o credință care nu se bazează pe vedere. Că dacă vezi, nu se mai cheamă credință. Se cheamă, se cheamă, vedere. Trebuie astăzi să ne întrebăm ce fel de credință avem noi. Evrei 11 cu 1, știți toți versetul ăsta, dar îl repet că nu vi greu, mie nu mi greu și vouă vă este de folos și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asta este credința lucrurile care nu se văd. Ce fel de credință ai tu? Spui, Doamne, eu o să fac asta, dar dacă tu faci asta. Un fel de târg cu Dumnezeu. Punem, ne-am obișnuit, acum suntem foarte biblicizați, spunem, punem lâne înaintea lui Dumnezeu, punem o lână ca Gedeon. Păi ce tu ești Gedeon, mă? Păi tu stai în mijlocul unui popor care să închină la Baal și părinții tăi sunt necredincioși. Păi Gedeon nu avea biserică, nu avea scriptură, nu avea nimic. Păi tu vii la biserică și când laudele Domnului și dai slavă lui Dumnezeu și pui lână înaintea lui Dumnezeu, că ce? Că Dumnezeu ți-a spus te duci să-L propovăduiești pe El? Că trebuie să fii serios cu, cu biserica, că trebuie să fii fidel soției, că trebuie să asculți de părinții. Astea, astea sunt lucruri care trebuie să mai fie dovedite. Sunt lucruri clare, scrise în Scriptură, înaintea noastră. Credința adevărată trebuie câteodată să ne mai și verificăm, pentru că știți ceva? Credința adevărată are fapte, mă. Are fapte, se vede prin faptele noastre, nu trebuie extemporal. Scoateți toți o foaie de hârtie să vedem dacă aveți credința adevărată. Aș vrea să pot să fac asta, dar degeaba, că nu, nu merge așa. Iacov, fratele Domnului, spune Eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele prin ceea ce fac eu. Prin felul cum îmi iubesc, îmi respect soția. Prin felul cum, cum, cinstesc autoritatea. Vorbea mai devreme Alberto despre lucrul ăsta, spunea despre faptul că trebuie să fii supus lui Dumnezeu. Eu te întreb azi, cum e supus lui Dumnezeu dacă nu e supus autorității pe care Dumnezeu a așezat în viața ta? Cum? <laughs> cum? A, nu, eu sunt supus mai Domnului. Serios? Păi și Dumnezeu e cel care a pus autoritate în viața noastră. Că să spun ceva, autoritatea guvernamentală, o respecti, poliția o respect, dar nu, du-te pe stradă și mergi cu cât vrei tu și nu oprește, nu opri când îți face semn. Să vezi ce se întâmplă. Oprești, că te supui de frică. Dacă nu e vorba de supunere spirituală, nu, nu mă interesează că eu numai lui Dumnezeu. Nu, nu, aia nu e supunere. Aia nu este supunere. Credința adevărată se vede din faptele noastre. Mulți în biserică vin de ani și ani de zile, aproape că scaunul le știe fundul, se așează acolo, e ca la el acasă, știe exact, dar știe și care e scaunul, Doamne ferește, să te pui pe scaunul lui. Da? Dar tot au o credință de prung. Știți cum e credința aia? Doamne, eu mă rog, dar tu să-mi dai. Să-mi dai bani, să-mi dai sănătate, să-mi dai recunoașterea oamenilor, să-mi dai întâietate și eu cred în tine. Dacă mi le e pe astea, uu, încep să strig. Exact ca un prunc. E luat beberonul, wow, începe, începe show-ul. Pentru că aia este o credință de prunc. Dacă Dumnezeu nu face ce spun eu, e bai. Dacă cumva, cumva nu sunt sănătos și m-am bolnăvit, sunt distrus. Nu mai Dumnezeu gata. Nu mai ascultă Dumnezeu, nu mai Aude, sunt ca, sunt ca Iov, mă culc în, în cenușă. Asta e credință? Prea iubiților? Nici de cum. Dacă o astfel de credință ai, ascultă-mă bine, Dumnezeu îți va lua jucăriile. Repede. Pentru că Dumnezeu vrea ca toți să creștem în, în credință. Astăzi este cineva aici care are o credință adevărată. Pentru că credința adevărată este o pasiune. Este un foc. Ieremia spunea, am un foc în mine, nu pot să-l conțin. Nu, e un foc care mi-arde parcă în oasele mele. Este un foc, o pasiune pentru ce oameni buni. Pasiune pentru tradiția noastră, pentru imnologia noastră, pentru formele noastre, pasiune pentru ce? A spus Sebi mai devreme, pasiune pentru oamenii nemântuiți. Asta este pasiunea lui Dumnezeu. Asta vede Dumnezeu când se uită la pământul ăsta. Vede o națiune, vede un pământ care stă departe de el. Cei care au credință adevărată sunt frământați de, de pasiune pentru oamenii care sunt în afară. Atunci trebuie să-i căutăm nu să ne izolăm, pentru că tendința normală a noastră este cea firească a lui Petru pe muntele Transfigurării. Când l-a văzut pe Isus acolo cu Moise și Ilie, ce a spus? Să mergem să spunem tuturor, nu? Na, no, ne facem trei colibe. Trei. Și aici stăm că -i bine. e bine. Iată, de... așa erau în faptele apostolilor. În biserica din Ierusalim, păi lasă-mă să-ți spun, dacă îmi predică în fiecare duminică Petru și Iacov, aleluia, nu mai trebuie nimic. Ioan dădea și el îndemnuri, că nu mai prindea, am vonul. Ioan era mai mic, așa. Păi nu mai trebuie nimic, acolo sunt. Și a trebuit să-i să, -i, să -i disperseze Dumnezeu. Pentru că ei n-au înțeles în firea lor, că vezi că ne luptăm în fiecare zi cu asta, că nu trebuie să ne facem corturi, temple, să stăm noi, să ne simțim bine, ci ceea ce învățăm aici, lumina pe care o primim, trebuie să o dăm altora. Și mai mult, ceea ce vreau să spun așa și să înțelegi, este că ai credința adevărată când stai în timpul săptămânii și nu te îngrijorezi de cum voi plăti sau cum mă mai, mă, mă mai duc în vacanța ailaltă. nu mă stresez după ce se întâmplă la vreme sau în Ucraina sau în Rusia, ci mă stresez și mă gândesc cum ajunge cuvântul la mai mulți. Ai credința adevărată. Ai transformarea care s-a întâmplat în Petru, care de la nu-l cunosc, nu-l cunosc, mă jur că nu-l cunosc, a ajuns să stea în fața Sanhedrinului și să spună. Noi îl propovăduim pe Isus pe care voi l-ați răstignit. Ce s-a întâmplat? A primit focul Duhului Sfânt, care a trezit credința adevărată în el. Și credința adevărată te împinge să spui și altora că este o singură credință și un singur Dom binecuvântat să fie numele său. După înviere, ucenicii stăteau cu ușile închise pentru că erau fricoși, au, au, crezut că, au crezut că e gata, s-a terminat. Astăzi am o veste pentru cei care încă se mai luptă cu credința, pentru că e clar, ne-am place, am vrea tuturor să fim în Champions League cu credința. Toți am vrea să fim, să ieșim, să propovăduim. Realitatea este că nu e chiar așa. Pentru cei care încă se luptă, am o veste astăzi. Iisus intră și când ușile sunt închise asta scrie, asta scrie în Ioan capitolul 20. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a spus, pace vouă. Din păcate, și asta nu este o noutate pentru nimeni de aici, sau de un online, în ultima vreme ușile noastre sunt foarte închise. Ne-am făcut credințe speciale, temple speciale, pe care le proslăvim, și le aducem înaintea oamenilor ca și cum ăsta este ceea ce trebuie să facem cu adevărat, restul nu contează. Sunt pierduți. Ne-am închis ușile pentru că ne-am închis inimile. Și ceea ce trebuie să înțelegem este că biserica zace într-o amorțeală, biserica per total, așa vorbesc, pentru că oamenii în zilele noastre o duc așa de bine încât ei trebuie motivați să se roage. Hai să spun ceva. Cum am zis la început, când focul e pe tine, în criza e la ușă, când diagnosticul nu poate să fie rezolvat de nimeni, te rogi fără să te mai îndemni, nimeni să te rogi. Cum spunea, v-am povestit eu de păstorii care stăteau la un colț de drum nu știu ce caută pastorii ăștia la colțul de drum să spună de chestia asta, dar mă rog, stăteau trei pastori la un colț de drum și unul spunea, eu cred că cea mai puternică rugăciune este atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu cu mâinile ridicate. Altul spune, nu, cea mai puternică rugăciune este atunci când ne punem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu în smerenie. Altul le spune, nici asta, nici asta, trebuie să stai proșternut înaintea lui Dumnezeu ca să te asculte Dumnezeu. Și un cetățean trecea pe acolo ca ranul român care îi are în capul înțelepciune, zice, nu știu cum va asculta pe voi Dumnezeu, dar pe mine cea mai tare rugăciune am făcut-o cu fundul în sus. Cum? Păi când am căzut cu capul în fântână. Da, e cea mai puternică rugăciune care am făcut-o. Pentru că în clipa când te doare, nu mai contează poziția. Strigi către Dumnezeu. Dai slavă lui Dumnezeu sau spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. în așa fel încât când ne uităm la comunitățile astea care trebuie trezite cumva, Domne, trebuie să... De asta facem 21 de zile de, de post și de rugăciune, pentru că știm că acolo este puterea lui Dumnezeu. Și aici vin oamenii fără să-i să mai îndemn, să se roage. Hai să, fraților, ne mai rugăm puțin, mai cântăm, mai predicăm unul. Nu! Venim aici să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că am înțeles că El este singura noastră scăpare. Singura credință, singurul Domn binecuvântat să fie în numele Său. Din păcate, vedeți, vine câte un mesaj, ne cercetează, la corazon merge așa câteva ore, mergem la masă, vine seara și s-a cam dus. Mai punem o cântare pe YouTube, mamă ce mă cercetează, iau decizii noi, după ce, iar uit. Cumva, cumva nu reușim să menținem lucrul acesta? Ne zguduie ceva din temelii, luăm decizii noi, ne cercetează Duhul, plângem. Da, zăvoarele sunt iar puse pe inima noastră. Astăzi vreau să spun, tu cel care ești parte din biserica lui Dumnezeu, Iisus în biserica lui intră și când ușile sunt închise. Și când păstori sunt, sunt uh, să le spun frumos, încăpățânați. Că vor să facă numai ce vor ei. Asta nu, asta nu e lucrarea mea. Asta e lucrarea stăpânului. Oricare ești aici, ascultă-mă bine, doar suntem șoferi temporari ai miresei, dar miresea nu e a noastră. E a lui Hristos, următoarea haltă, așteaptă mirele îmbrăcat în haine albe. Ce fac? Toți trebuie să ne gândim așa. Când te gândești așa, altfel te comporți. Vestea cea bună este că Isus nu stă la ușă, ci El intră în biserică pentru că este Domn. Da, în Apocalipsa 2 zice acolo, sta la ușă și bat, pentru că Dumnezeu nu silește pe nimeni din afară să se pocăiască. Dar dacă ești înăuntru și ai făcut botez cu Duhul, ai făcut botez în apă, ești botezat de Domnul cu Duhul, păi tu tu aștepți să vină Isus să spună, nu mă, nu, nu te supăra, pot să intru și eu? El e stăpân. Aseară ai spus, Doamne, e stăpân pe casa mea, nu? Ai spus în rugăciune, Doamne, este stăpân peste viața mea, businessul meu, casa mea, tot ce am este a tău. Și tu aștepți ca el să stea la ușă? Nu, el este domn și el intră. El intră, el intră în viața mea, el intră în viața ta, el intră în biserică, așa că fiți atenți, pregătiți-vă pentru trezire. Pentru că am citit că Isus este domnul trezirii. Unde a fost el, s-a întâmplat ceva, a fier ceva. Nu găsim nicăieri că a trecut Isus și n-a rămas nimic în urma lui, cum se întâmplă la noi des mai des decât ar trebui. La muncă poate nimeni nu știe că ești pocăit. La școală, Doamne ferește să știe. Unde a intrat Isus, s-a întâmplat ceva acolo. Că au fost furioși, că au fost mânioși. Dar au fost și unii care s-au pocăit și alții care au primit lumina. Vedeți? Când intră Isus, trebuie să se întâmple ceva. Isus este Domnul Bisericii, este Domnul vieții noastre, așa că El va intra la lucru în casa ta. Pregătește-te! Dacă stai pe bancă și zici, eu nu pot să slujesc oamenilor din cauza că nu am timp. Ascultă-mă bine ce spun. Mai și prorocesc din când în când. Îți va da Domnul timp. Pierzi jobul la care te ține. Eu nu vreau să-l pierzi. Eu nu și mă rog să nu-l pierzi, dar ascultă-mă ce spun. Îți dă Domnul timp. Ai să ai să mai știi ce să faci cu el. Mai bine ne prioritizăm acum când e bine, decât să tot ne plângem o oh, n-am timp, n-am -am timp, să vin la rugăciune. 21 de zile o să facem în septembrie. Începem pe 2 septembrie. Mă întâlnesc cu oameni după 21 de zile, îi văd după față. Pentru că ăștia care au fost sunt cu fața luminoasă, așa, abia așteaptă să mă vadă. A, ăștia așa, ce ai? N-am timp. Nu că îți dă Domnul timp, stai liniștit. Stai liniștit, că eu am trecut pe acolo, vorbesc din propria experiență. Îți dă Domnul timp, îți ia jobul, îți ia oportunitatea și ajungi să spui, Doamne, am prea mult timp. Vreau să fac voia ta. Aha, aha. Dacă nu faci nimic din cauza fricii, ascultă-mă bine ce spun, îți ia Domnul tot și nu mai ai ce pierde. Că să spun ceva, ți-i frică când poți să pierzi ceva. Dar să te păzească Domnul să te întâlnești cu ăla care n-are nimic, nimic de pierdut. Ăla care n-are nimic de pierdut, ăla n-are frică, frate. Era n-are frică. De obicei nu ne implicăm din cauza fricii, din mi frică să pierd poziția, banii, jobul, că nu trebuie să mă știe el Nu, nu nicio problemă, ai să vezi cum Isus intră fără să-și ceară permisiunea, pentru că ai spus că e Domnul tău și ai să vezi cum ai să pierzi tot. Dacă nu poți să faci nimic din cauza spiritului critic, mai avem și de ăștia. Care ei nu fac nimic, dar critică, domnule, da, domnul un dar, văd tot ce e rău. Tot ce e rău. asta nu, nu e un dar în scriptură, dar trebuie să trecem noi cu pixul roșu. Dar să de ăștia care nu fac nimic, dar ei critică. Ei au un dar de critică. A, se vede ce se întâmplă. Știi ce o să facă Dumnezeu? O să-ți dea atâtea eșecuri încât să realizezi că nu ești mijlocul Universului. Și să înțelegi că ăla care face și greșește și Dumnezeu binecuvintează tocmai asta. Și înveți să nu mai critici și să fii de ajutor. Isus este Domnul Bisericii. El intră și când ușile sunt închise. El a început, trebuie să fie orb să nu fi văzut, a început să o facă o lucrare în mijlocul nostru, se vede cu ochiul liber. Acum, aici, experimentez lucrarea lui Dumnezeu. Uh, uh, nu, nu, nu e o lucrare care ia ochii, nu este extravagantă, nu este, nu este ceva care, puf, ci este în, în răbdare. În muncă, în transpirație, în lacrimi, în rugăciune. Ce se va întâmpla dacă azi hotărăști să crezi cu adevărat? Pentru că despre asta este vorba. Aici am vrut să te aduc. Că ești pe banca bisericii de zeci de ani, sau că abia te-ai botezat, sau că încă n-ai luat decizia să te botezi, ascultă-mă bine ce spun. Știi ce se întâmplă când iei decizia să crezi? Credința îți dă biruința. Experimentăm mai multe eșecuri, fiindcă nu credem cu adevărat. Nu credem cu adevărat. Credința biruiește oameni buni. Auzi ce spune Ioan, apostolul iubirii, ăla care dădea numai îndemnuri în biserica din Ierusalim. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Ați auzit? Acum putem să punem punct să plecăm acasă, că asta e, spune totul. Îl iubești pe Dumnezeu? se vede că aplici și faci poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, spuneți voi, biruiește lumea, adică câștigă meciul acesta cu lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este, spuneți voi, ce, ce câștigă biruința asupra lumii? Credința noastră. Asta câștigă biruința asupra lumii. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Oameni buni, nu trebuie să știm mult, ci ceea ce știm trebuie să împlinim. E foarte simplu. Nu ai biruință și caz des în lupta cu alcoolul, cu pornografia, cu pofta, te târi și non-stop ești pe aici și tot cere ajutor în rugăciune, pentru că puținul pe care îl știai nu l-ai împlinit. Ai deschis o poartă și te trezești legat. Ce este important, nu să vrei să cunoști mai mult, ci să vrei să împlinești mai mult. Pentru că dragostea de Dumnezeu nu se dovedește prin declarații de dragoste. O, oh, mulți dintre voi, vai, vă aud la rugăciune, sunteți extraordinari. Câteodată am, am, am sindromul impostorului când stau lângă voi. Zic, mă, ce frumos să rog oamenii ăștia și eu sunt păstorul lor, mă, să roagă mai bine ca mine. Doamne Dumnezeule, cei care ai făcut cerul și pământul, ești o minunăție, inima mea este îndrăgostită de tine. Extraordinar! Dar din păcate vă știu viața la mulți dintre voi. Și ce iesă pe gură, nu se potrivește cu realitatea. Mhm. Mm nu vrea. Și atunci mi-aduc aminte ce spunea Spurgeon. Orice rugăciune frumoasă este păcătoasă. Pentru că ce vrei tu să arăți bine. Îi declari dragostea ta Dumnezeului extraordinar. Și Biblia spune că dragostea ți-o ți -o demonstrezi prin felul cum împlinești poruncile Lui. Că hai să spun ceva. Sunt căsătorit cu cel la aproape 25 de ani. Dumnezeu ne-a binecuvântat extraordinar. E... Mulțumesc. Nu de asta am spus-o, dar mulțumesc. Da, într-adevăr. Uh, hai să vă spun ceva. Deci avem, suntem binecuvântați de Domn. Dacă m-aș duce în fiecare dimineață și aș declara dragostea, în fiecare dimineață, aș vrea să o fac, din păcate sunt tină păcătoasă și nu o fac. Să încerc, poate următorii 25 să o fac. Uh, da, trebuie, frate, așa e ar trebui să mă duc în fiecare, dar nu mă duc. Dar dacă mă duce în fiecare dimineață și ești declara dragostea. Dar în timpul zilei i-aș fi neloial. Ce credeți că i-ar trebui declarațiile mele? Nu. No. Zero. 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 Pot să-i dau cele mai fine flori, să mă duc cu florile așa. Că mulți băieți vă uitați pe Instagram și vedeți pe aia cu florile, un buchet de la costă cât mașina voastră. Și ziceți, eu n-am nicio șansă. Păi nu ai dragostea, mă. Dragostea este împlinirea poruncilor, adică eu sunt fidel ei. O ajut când este greu, o respect în fața copiilor. Când este mai greu, atunci eu iubesc mai mult. Când are mai mare nevoie de ajutor, atunci sunt și eu. Asta este declarația dragostei, nu vorbe și flori. Tu vii fiecare duminică aici. Și declar dragostea ta pentru Dumnezeu, dar numai tu știi cum trăiești în timpul săptămânii. Tu crezi că lui Dumnezeu îi trebuie declarațiile tale de dragoste? Crezi că Dumnezeu este impresionat de cuvintele tale? Hm. Prebiților. adesea cădem, adesea ne trăim pe pământul ăsta, pentru că nu avem credința adevărată. Credința adevărată este cea care ne trece de la stadiu de robi la stadiu de stăpâni. Da. Dumnezeu ne-a chemat să fim stăpâni. Auzi ce spune tot Ioan în capitolul 5. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, spuneți voi, el ce face? Ne ascultă. Ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, spuneți toți, orice. orice. Acolo în spate, nu prea crezi, spune orice. Orice i-am cere. Asta spune cuvântul. Orice i-am cere. Știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Asta e... A, o mâncare cam grea acum. Hai să-i dăm cu ceva apă, că unii s-au necat cu bucățică aici. Wow, wow. În clipa când am credința adevărată, pășesc prin credință, încep să împlinesc ceea ce Dumnezeu îmi spune. Pot să fac al doilea pas pentru că Dumnezeu este acolo și mi plinește credința. Nu, nu e așa că la început când te-ai predat Domnului, ți-a ascultat fiecare rugăciune. Doamne, să vină tramvaiul 42. nu știu că nu merg cu tramvaiul. Doamne, doamne să vină, dar să vină sub 5 minute. Și la 3 minute jumate ai fost acolo și erai singura în tramvai care spunea Yes, Dumnezeu m-a ascultat. Dacă te vedea unul de afară, zicea că hu, ești cucu, ai luat o razna. Realitatea este că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea aia stupidă copilărească. Nu e așa? Ei, cu cât crești în credință, nu mai stai pentru tramvaiul 42, mă. Trebuie să te rogi pentru lucruri mai mari de acum. Trebuie să treci la next level. Tot vorbim de next level, dar tot ne rugăm pentru tramvaie 42. Ai 60 de ani și tot te rogi pentru tramvaie. Când Dumnezeu te-a făcut să fii stăpân pe ceea ce ceri. De asta veniți aici la 21 de zile de rugăciune și auziți pe ăștia ca noi care se roagă și cerem iașul. Ziceți, ăștia au luat raznă. Noi cerem iașul. Noi vrem ca iașul să fie al nostru. Pentru Isus, nu al nostru, că noi ba, sunt, mâine nu mai sunt. Tu la fel. Dar Iașul câștigat pentru Dumnezeu. Asta înseamnă credința adevărată. Amen. Nu mă mai chinui cu tramvaiul, mă, acum mă rog pentru Iași. Credința adevărată ne face biruitori, dar mai mult decât biruitori, ne face stăpâni pe ceea ce cerem. Haleluia, slăvit să fie Domnul. Haleluia. Se vorbește despre Hudson Taylor, vestitul misionar, în China, s-a dus cu barca cu o, o navă, de asta a luat și el și pe lângă insula Sumatra a, Hudson stătea înăuntru, acolo, în camera lui și aude că bate cineva, intră capitanul și spune a, domnul Hudson, uite care-i treaba nu e niciun pic de vânt zero vânt și curentul ne duce spre insulă pe insula asta s-a auzit că sunt canibali Deci știu că ești un om credincios Vreți să te rogi pentru vânt, avem nevoie de vânt. Că dacă nu ajungem pe mâna canibalilor și Hudson îi spune, da, domnul capitan, mă voi ruga, dar uite să spun ceva. Eu încep să mă rog și tu ridică toate pânzele. Capitanul spune, doamne, o să râdă marinarii de mine, e cărmace la cală, că zic că, că, am luat o raznă. Zice, asta este, asta este condiția. Eu mă rog, dar tu trebuie să ridici toate pânzele. Ce în la urmă capitanul zice, ce să fac? Să ajungem să fim mâncați? Ridicăm toate. Eu mă duc și poruncesc toate pânzele sus. Hudson s-a pus pe genunchi și a început să roage. Doamne, dă vânt, a început să se roage. După 45 de minute, capitanul bate în ușă. Hudson se ridică de pe genunchi, deschide ușa, da, poftim. Vă rog să nu vă mai rugați că avem mai mult vânt decât putem să ducem. Aici, la Rema, trebuie să ridicăm toate pânzele. Vântul nu se vede, dar vine deodată. În rugăciune am înțeles că nu trebuie să ne rugăm și am văzut asta, am auzit că din voia lui Dumnezeu este asta. Nu să ne rugăm pentru mai mulți, ci să ne rugăm pentru cei care sunt, că ăștia sunt cei care vor face ucenici. Despre asta este vorba. Punem toate pânzele sus. În viața ta trebuie să te porți la fel trebuie să ridici toate pânzele da, dar nu văd vântul nu văd de unde vine puterea nu văd de unde vine eliberarea bun, înseamnă că ești pe ormele lui Avram nici el n-a văzut dar a crezut și Dumnezeu a făcut bine binecuvântat să fie numele său hai să ne ridicăm înaintea Domnului ăsta este momentul pentru că ai venit la doctor cu credința și nu știu, ți-ai văzut tu cât puls mai ai acolo ai știut-o, acum gata, știi pentru mesajul acesta a fost și pentru cei care sunt de zeci de ani pe calea credinței, și pentru cei care abia s-au botezat, și pentru cei care încă nu s-au decis. Acum, când stai, știți, în oglindă să spui, Doamne, am nevoie de credință adevărată. Am înțeles că atunci când cred cu adevărat, pășesc prin credință și împlinesc poruncile tale, Doamne. Împlinesc poruncile tale. Îmi doresc să am acea credință pe care au avut-o apostolii. Credința pe care a avut-o Avram, credința pe care a avut-o Isaac, credința pe care a avut-o Iacov, credința pe care a avut-o Iosif, credința pe care a avut-o orice erou al Bibliei. Îmi doresc credința aia, Doamne. Și înțeleg că șchiopătez pentru că nu am credința adevărată și m-am bazat foarte mult pe puterile mele, puterile mele și am văzut că când te bazezi pe puterile tale n bine. Ăsta este momentul când ne apropiem de Dumnezeu. Vrem să cântăm înaintea Lui și în timpul cântă, cântarea asta să fie ca o declarație înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești Domnul. Iisuse, Tu ești stăpânul nostru. Doamne, intră în inima și în casa mea fără să mai deschid o ușa. Tu ești stăpân oricum. Ai cheia. Tu trei intri și prin ziduri. Dacă jobul ăsta mă îndepărtează de Tine, Doamne, vreau să mă apropii de tine. Nu spun să te rog să pierzi eu. Ai văzut, ai observat, nu? Doamne, vreau să mă apropii. Fă tu ce știi, că ești stăpân oricum. Și dacă l-am pierdut, tu ai ceva mai bun pentru mine și pentru familia mea. Dar astăzi vreau credința adevărată. Vreau credința adevărată. Sunt, sunt printre voi unii care nu, încă nu s-au hotărât. Încă stau, îi văd botezul, apa botez, dar încă nu sunt destul de sigur pe ei. Ce mai ai nevoie omule să spună Dumnezeu? Ce mai ai nevoie să facă Dumnezeu în viața ta? Acum este momentul să te predai cu totul. Adu dependența ta înaintea Lui, legătura ta înaintea Lui și spune, dăm credința adevărată, Doamne, credința aceea pe care au avut-o Sfinții.